Patru gospodării de pe o stradă din orașul Jehu Silvaniei au fost văduvite de autoritățile care s-au perindat la conducerea primăriei. În momentul în care s-a realizat canalizarea în oraș, cele patru familii nu au fost racordate la sistemul de canalizare. De atunci fac petiții peste petiții pentru a fi rezolvată problema. Ei nu înțeleg nici astăzi de ce vecinii lor au canalizare, iar ei nu. Chiar dacă răspunsul nu a putut fi dat nici astăzi, actuala conducere a administrației publice locale a inițiat un proiect pentru a-i pune în rând și pe acești locuitori. Au cerut ajutorul companiei de apă, însă nu au primit niciun răspuns de la aceștia. Astfel că primăria face acest proiect în acest moment în regie proprie. Sunt pe strada cetății, aici sunt patru case. Când s-a făcut canalizare, cele patru case nu le-au făcut nimeni. Acum, tot au venit săraci oameni, au depus, nu pot, în afară de faptul că, deci aceste lucrări, noi totdeauna le facem în comun cu cei de la compania de apă. Deci, de obicei, noi dăm materialele, ei fac lucrare. Tot așa, de exemplu, de anul trecut avem două proiecte, aici e vorba de canalizare, pe două străzi, pe Odienda și pe Eminescu. Avem proiectul făcut, avem materialele cumpărate în stoc, 1 miliard, vă dați seama, materialele. Și anul trecut deja trebuia să începem și să terminăm. Nu le-am terminat bun, am zis că continuăm anul ăsta. De atunci pauză, n-am mai încheiat protocolul. Am trimis adresa să încheiem protocolul, mi-am venit înapoi răspunsul cum că acum nu mai e valabilă treaba, nu se face pentru că noi așteptăm marele megaproiect de la Gilău, de care tot vorbim de vreo 10 ani și numai n-a ajuns marele megaproiect de la Gilău, știți? Și noi avem apă destulă în Cehu, de la Sărsic. În loc să dăm la satele noastre, noi dăm la ruta până la Cristu. Deci dăm la Sălățic, deja Dobrin. Aici, de exemplu, pot să vă spun că 99% noi am făcut toată lucrarea, primăria Cehu, în regie proprie. Necesar de materiale, frumos, tot ce a intrat acolo. Oamenii, credeți-mă, au ieșit la săpat unde nu s-a putut săpa. Ei au săpat, ei au făcut, ne-au ajutat, a fost lângă noi tot timpul. Deci se poate face, dacă este bunăvoință și chiar vrei să faci ceva, se poate. Locuitorii de pe această stradă sunt mulțumiți pentru că, în sfârșit, cineva ia seama la problemele cu care se confruntă. Chiar dacă stau la oraș, ei erau nevoiți până acum să se descurce la fel ca în mediul rural. Vă dați seama că este foarte important că toate străzile aici laterale, în jur, sunt făcute canalizarea. Și exact bucata asta, s-a uitat în proiect, să facă proiect, deci s-a uitat efectiv. Și acum domnul primar ne ajută cu, ne-o înțeles și în mandatul lui ne bucurăm că reușim să facem, să avem și noi canalizare aici. Până acum cum v-ați descurcat cu această chestiune? Cu vecini din afară, ca la țară. Să dar un pas înainte. Un pas foarte important, un pas foarte bun pentru noi, pentru locuitorii aici, păstrăzile astea.